Discuție la Palatul Victoria între echipele PSD și PNL pentru a închide cele două mari subiecte pentru alegerile din iunie. Este vorba despre definitivarea listei de candidați pentru europarlamentare. Este o listă comună PNL-PSD, dar mai ales subiectul candidaților candidatului pentru Primăria Generală a Capitalei. Sursele noastre spun că cele două partide au decis să meargă separat pentru Primăria Capitalei. Deci vom avea un candidat PSD și un candidat PNL. L-am invitat alături de noi pe Lucian Romașcanu, este senator PSD, purtătorul de cuvânt al partidului. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce puteți să ne spuneți despre această decizie, candidați separat pentru Primăria Capitalei? E o direcție care s-a creionat, cum mai accentuat în această seară, pentru că uitându-ne la cifre și văzând ce se întâmplă cu electoratul din București, pare a fi direcția de urmat. Din păcate, nu reușim să tractăm electoratul celorlalte sau celuilalt parteneri către un candidat unic și lucrul ăsta face să ne gândim foarte serios în a merge cu candidații separați. Când va fi decizia? Când va fi anunțată decizia? Decizia va fi anunțată joi, finală. Este evident că va trebui să ne uităm foarte atent și la ce se întâmplă în sectoare, iar, mă rog, până la urmă nu e nimic. Peisajul e foarte complicat, peisajul electoral din București în acest moment devine foarte complicat și atunci trebuie să fim foarte atenți la ce decizie luăm, astfel încât lucrurile să meargă așa cum ne dorim noi. Deci, domnule senator, dumneavoastră spuneți așa, din calculele pe care le-ați făcut, reiese că pe oricare ați spune din partea unuia dintre partide, nu ar reuși să ia voturi și de la celălalt. Ar reuși să ia, dar nu s-ar cumula la nivelul la care ne-am fi așteptat și la nivelul la care lista comună de Europarlament are încrederea electoratului bucureștean. Avem acum 51 și ceva la sută vot pentru lista comună PSD-PNL, lucru care nu se întâmplă în ceea ce privește candidații la alegerile locale. E complicat, București un oraș atipic, se pare că numele și în general performanța administrativă este văzută altfel de către cei care decid să meargă la vot și atunci direcția, repet, este aceea de a ne gândi la un drum fiecare cu candidatul propriu. Și PSD va merge cu Gabriela Firea? Parlament, în schimb, acum pentru Partidul Social Democrat, sigur, Gabriela Firea este numele care se califică pentru această situație. Deci candidatul PSD pentru Primăria Capitalei este Gabriela Firea. Asta rezultă și din sondaje, asta e și decizia partidului. Asta rezultă și din sondaje. Dacă mergem înspre această candidatură a fiecărui partid cu candidatul propriu, probabil că Gabriela Firea este cea mai calificată să ocupe această poziție. Ne spuneți că există varianta să vă întoarceți la candidat comun? De ce spuneți? Dacă aceasta va fi varianta? V-am zis, este o direcție de explorat. Sondajele sunt foarte stufoase, avem și din partea noastră și din partea celor de la PNL făcute și atunci e o analiză care trebuie făcută în profunzime de specialiști și joi cred că avem totuși decizia finală, că timpul trece și nu trece în favoarea noastră. În schimb, vestea bună este că avem un candidat care deschide lista de europarlamentare, pe doamna Ramona Chiriac, șefa reprezentanții Comisiei Europene la București. Și aici avem și acordul coaliției și acordul domniei sale de a candida. Noi știm că după Ramona Chiriac, pe locul 2, va fi un reprezentant PSD, urmează unul de la PNL, e adevărat? Nu știu să vă zic în acest moment, dar probabil că PSD va avea prima tragere după candidatul independent, pentru că suntem în sondaje mai bine. Dar nu cred că asta e cel mai important lucru. Important e ca această construcție să funcționeze și să putem crea premizele unui succes și în restul alegerilor din acest an. Și există după aceea paritate 1-1, 1 PSD, 1 PNL, 1 PSD, 1 PNL, așa veți merge până la capătul listei? Există în acest moment, nu am văzut candidații finali, dar există la baza împărțirii listei procentul de la momentul respectiv din ce știu eu.
care era în sondaje la momentul respectiv. Dar este agreat deja, sunt agreate ponderile, rămâne să avem și numele puse acolo. Spuneți-ne dacă la sectoare aveți o decizie. Nu, tot joi se iau, pentru că urmează să ne vină și cifrele pentru sectoare și vom decide atunci exact ce se va întâmpla. Precis, deci cred că următoarea coaliție va avea loc joi. Între ziua de astăzi și joi, ce s-ar întâmpla? Între luni și joi, ce ar urma să se întâmple? Vin sondajele pentru sectoare. Pentru sectoare, dar în privința capitalei e o decizie luată. Mergeți separat, Gabriela Firea, PSD. În privința capitalei, repet, este o direcție pe care ne uităm cu atenție în acest moment, iar după ce se termină de analizat toate cifrele și vă spun, este extrem de stufos chestionarul și peisajul politic e foarte stufos în acest moment. Cu domnul Nicușor, care stă incredibil pentru mine, dar relativ bine în sondaje, cu domnul Piedone, sunt foarte multe variabile pe care nu le aveam la momentul la care am decis să facem construcția și atunci trebuie să le cântărim foarte bine, pentru că trebuie să avem candidat câștigător și dacă direcția este să avem candidați separați, vom merge așa. Spuneți-ne dacă discuția din seara asta a conținut un pachet mai larg, a conținut și discuția, soluțiile, posibilele soluții, deciziile în privința președinției, lucrurile care au rămas nediscutate, nelămurite. Nimic. Nu s-a discutat absolut nimic altceva decât alegerile locale și europarlamentare și, repet, timpul se scurge repede, trebuie să luăm o decizie cât mai rapid. Vă mai întreb un lucru. Cei de la PNL cum au reacționat? E și decizia lor? Vreau să știu cum au reacționat. Vom vorbi și cu ei imediat. Sigur că da. Dar avea nevoie de părerea dumneavoastră. Sigur că da. Este o coaliție care chiar funcționează. Totul s-a discutat cu cărțile pe față, totul s-a discutat cu cifrele pe care le-am avut acolo în această seară și din partea noastră și din partea dumnealor și a venit ca o decizie firească să analizăm această opțiune. Nu era la începuturile acestei construcții, nu aveam această decizie, pentru că era firesc să avem un candidat comun. Dar văzând că un candidat comun, fie că e de la noi, fie că e de la dumnealor, nu poate mobiliza electoratul celeilalte părți, suntem în situația în care să vedem cum e cel mai bine de făcut. Repet, peisajul extrem de aglomerat, este extrem de complicat în acest moment Bucureștiul și trebuie să luăm cea mai bună decizie. Ultima întrebare, spuneți-ne dacă la sectoare vor fi candidați comuni. Asta ne vor spune sondajele. Pot fi comuni, pot fi separați. Mie mi-ar plăcea să existe dacă reușim ca la sectoare să găsim oamenii și să vedem că putem coagula voturile, mi-ar plăcea să avem candidați comuni. Dar, repet, suntem foarte atenți la cercetările sociologice pentru că este un an atipic, anul 2024, și suntem extrem de atenți la fiecare pas pe care îl facem. De asta și durează un pic mai mult. Și în sondajele dumneavoastră, Cristian Popescu Piedone are peste 30%? Cristian Popescu, nu o să comentez cifre, dar Cristian Popescu Piedone stă foarte bine și în sondajele noastre, așa cum a apărut și sondajul domnului Nicușor Dan de astăzi. Mulțumesc! Lucian Romașcanu este purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat în direct la Digi24, în studio Florin Negruțiu, realizator în fața ta, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, și Vladimir Ionaș, sociolog. Bună seara, domnilor! Bună seara! Florin Negruțiu, răsturnare de situație. Era așteptată această variantă? De ce am asistat la o discuție atât de lungă despre candidatură comună? Sunt multe ambiții la București. Am aflat ce vrea PSD, vom afla și ce vrea PNL. Am aflat ce vrea doamna Firea, că merită să fie aleasă primăriță din nou. Am aflat ce vrea domnul Piedone, că i-a venit ceasul biologic să fie ales primar. În general, am aflat ce vor partidele. Lipsește însă ceva din tot peisajul ăsta. Lipsesc bucureștenii. Eu mărturisesc că nu înțeleg sistemul ăsta în care așteptăm cifrele, să vedem ce le oferim bucureștenilor. Care este planul nostru pentru București, care va să zică dacă pe primul loc în sondajele noastre de opinie apare, nu știu, Jador sau Florin Salam sau Gheboasa, mergem cu el la primărie? Nu ar trebui ca cele două partide, cele mai mari partide, ca așa se pretind, cele mai mari partide, să aibă niște oameni pregătiți, care au un plan pentru București, care au niște soluții pentru București, care vor să răspundă
nevoilor cetățenilor acestui oraș, nu așa ar fi normal, nu așa ar fi serios. Deci până acum, Cosmin, am discutat exclusiv despre viermuiala de partid, despre această șobolănie a negocierilor subterane, comasate, necomasate, fiecare a adus propria sa listă, testăm niște oameni pentru București, Ionuț Lupescu. Deci, îți dai seama ce nebunie? Când noi ar trebui să discutăm soluțiile pe care cele două partide sau viziunea pe care fiecare partid o are pentru București. Eu, de pildă, aș fi foarte curios dacă vor reveni concertele cu holograf. Nu știu, pe banii primăriei. Poate aș fi tentat să votez un candidat care îmi va da concerte cu holograf. Sau târguri de Paște cu ouă gigantice. Poate aș vrea să știu și eu care este planul primarului sau candidatului PSD, PNL, comasat, necomasat pentru București. Deocamdată nu există. Mister total. Încă o dată, pentru telespectatorii noștri, până în această seară se discuta despre varianta unui candidat comun PNL-PSD pentru primăria Capitalei. De aici și supărarea pe care a arătat-o dimineață Gabriela Firea într-un interviu la Antena 3. Vă vom reda imediat un fragmentel din respectivul interviu. În această seară însă, sursele noastre ne anunță că varianta pe care merg și PSD și PNL, nici nu se putea altfel, merg împreună, este a candidaților separați, da? Va fi candidat PSD, candidat PNL, o variantă pe care ne-a confirmat-o mai devreme Lucian Romașcanu, iar varianta, candidatul PSD, va fi Gabriela Firea, domnule ministru. Domnilor, cred că logica acestei alianțe a listelor comune și chiar a comasatelor în ansamblu era ca cele două partide să câștige ceva. Altfel, să se alieze și să piardă în fața lui Nicușor Dan ar fi o dramă pentru ambele partide, adică sunt totuși cele mai mari partide, au pretențiile de rigoare, au reprezentanții de rigoare. Și domnule Prelipceanu, miza e în București, cum bine a spus. Asta arată și importanța Bucureștiului pe harta electorală a țării, dar și caracterul particular al Bucureștiului, pentru că nimeni nu își punea problema dacă vor fi liste comune la Timișoara, să zicem, sau mai știu eu unde, la Urlați, sau la Oradea, sau în alte orașe ale țării. Bucureștiul, miza era să fie o persoană capabilă dintr-un tur să-l bată pe actualul primar sau pe oricare altul. Mai departe, dacă partidele au fost până acum mulțumite cu aleșii lor, aici încep discuțiile, pentru că, într-un fel, comportamentul public nu arată o mare satisfacție sau încredere în candidații proprii. Nici din partea PSD-ului, în ceea ce privește pe doamna Firea, nici din partea PNL-ului, în ceea ce îl privește pe domnul Burduja. PNL-ul ba încă a fost mai deschis în a arăta că mai caută și în afara politicii. Ceea ce e un semn. Dacă te duci și cauți în afara politicii, înseamnă că ce ai în interior nu e tocmai cu un potențial maxim. Și în fine, ultima idee, finalmente, s-ar putea ca toată această reîntoarcere la căsuța numărul 1, pentru că despre asta vorbim, ne întoarcem la ceea ce știam înainte de să discuta despre liste comune, s-ar putea să arate o imagine mai onestă asupra valorii fiecăruia, în definitiv, cele două partide vor fi avantajate la scara țării, dar la București vom vedea o fotografie ceva mai clară. Vom vedea ce va face și domnul Piedone, cine îl va susține, de unde va lua voturi domnul Piedone, pentru că Piedone, teoretic, domnul Piedone, fostul primar, eu cred că mai curând ar lua dinspre PSD mai mult decât dinspre PNL. Vom vedea ce se întâmplă și cu discuțiile de după alegeri și vom vedea finalmente dacă tot ce s-a întâmplat nu îl ajută de fapt într-un mod nesperat pe Nicușor Dan. Pentru că susținerea... Vă gândiți la acest duel între Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone? Dar credeți că întâmplător Nicușor Dan l-a arătat pe domnul Popescu Piedone cu puțin înaintea lui. Puțin înaintea lui. Într-un sondaj în care Gabriela Firea nu apărea. Păi iertați-mă, eu părerea mea sinceră e că ar prefera de 10 ori Nicușor Dan să fie cu Gabriela Firea. Adică dacă are genul ăsta de adversar cum ar fi doamna Firea, cred că asta îi mărește șansele lui Nicușor Dan. Nicușor Dan ar putea avea o problemă în fața lui Piedone.
Dar cine îl susține pe Piedone? Care-i partidul din spate? Încă o dată, pentru telespectatorii noștri, brusc în această seară revine pe tapet varianta candidaturii Gabrielei Firea. Gabriela Firea, susținută de PSD, pentru că PSD și PNL, la guvern, într-o ședință a coaliției, au decis să meargă cu candidați proprii la alegerile pentru primăria capitalei, sau, cum spune Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, să meargă, este o variantă de explorat în acest moment, pentru că, și aș vrea să ne comentați acest argument, ne spune Lucian Romașcanu, fiecare dintre cele două partide nu putea propune un candidat care să ia voturi și de la celălalt dintre partide. Toată discuția aceasta legată de candidatul unic la București a plecat de la premisa că, așa cum e matematică, 1 plus 1 dă 2, și în politică se întâmplă. Și nu se întâmplă. Sondajele de opinie le-au arătat acest lucru. O mare parte a electoratului PNL nu ar vota un candidat susținut de cele două partide care să vină din interiorul PSD. O parte a electoratului PSD nu ar vota un candidat care să vină din partea PNL. E o chestiune cât se poate de simplă și migrează. Acea parte a electoratului PSD se duce mai degrabă către domnul Piedone sau nu votează. De la început? Sunt sondaje care arată de un an lucrul acesta. Dumneavoastră ați spus asta aici de mai multe ori, mulți alții au spus același lucru. Probabil s-au gândit că electoratul va veni și va vota împotriva unei sperietori, cum ar fi partidele extremiste. Poate s-au gândit că nemulțumirea față de modul în care arăta mandatul lui Nicușor Dan va face electoratele celor două partide să se unească, să susțină un candidat. Iată că le arată toate datele că nu e nici nemulțumirea atât de mare încât să creeze acest val fără nicio problemă. Repet, mult. O parte a electoratului PNL ar vota cu Nicușor Dan dacă candidatul comun ar fi din PSD. Și atunci evident că le creează toate această greutate în a lua o decizie. Plus acest anunț al domnului Piedone, nu știu dacă e o tactică de negociere sau o candidatură reală, care creează o problemă tuturor. El spune astăzi încă o dată, Cristian Popescu Piedone, spune astăzi încă o dată la Antena 3, 100% candidez. Haideți să-l ascultăm. Cristian Popescu Piedone, înainte să-l ascultăm, dacă îmi permiteți, este omul politic care are cea mai mare cotă de favorabilitate în București astăzi. Nu există niciun om politic care să-l depășească. Vom vorbi despre asta imediat, ne veți explica. Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, primarul în exercițiu, e în direct cu noi. Bună seara, Nicușor Dan. Bună seara. Gabriela Firea revine pe tapet, este varianta de candidat PSD pentru Primăria Capitalei, pentru că PSD și PNL în seara asta au decis să meargă cu candidați proprii. Cum e pentru dumneavoastră? O să vedem care o să fie decizia partidelor. Cred că era domnul Ionaș înainte după Voce. Ce a spus are mare dreptate. Aceste două partide nu au electorate foarte compatibile. Adică votanții PNL nu votează un candidat PSD, votanții PSD nu votează un candidat PNL. Am spus și eu asta, fără să fiu analist politic, am spus că acum, ca și în 2020, ca și în 2016, o să avem o luptă între dreapta și PSD. Avem alegeri într-un singur tur. Ați văzut sondajul pe care l-am publicat. Intenția de vot pentru mine 39%, intenția de vot pentru PSD 30-32%. Asta înseamnă că asta o să fie lupta între mine și candidatul PSD. Numai că acum mai apare candidatul Gabriela Firea, Nicușor Dan, că sondajul dumneavoastră vorbea despre Nicușor Dan versus Cristian Popescu Piedone. Acum apare și Gabriela Firea. Cum va fi? Bine, acum eu sunt un competitor politic. În sondajul pe care l-am făcut sunt mai multe slide-uri decât am dat presei. Pentru că le-am dat de-aia vorbim. Haideți, spuneți-ne. Le-am dat evident pe alea care mă avantajau, așa cum am făcut de strategia cu echipa mea. Deci, eu nu iau foarte în serios candidatura domnului Piedone. Aștept candidatul PSD și asta va fi lupta. Asta este predicția mea pentru... Stați puțin, ce înseamnă că nu o luați în considerare sau nu o luați foarte în serios? Înseamnă că la un moment dat Cristian Popescu Piedone se va retrage? Da, va negocia, dar nu vreau să speculez. Oricum, lupta adevărată va fi cu candidatul PSD. Aștept să văd cine va fi și evident că o să acționăm în consecință. Însă,
PSD-ul e PSD, adică Gabriela Firea a avut un consiliu local care a votat proiectele, Sorin Oprescu de asemenea. Deci asta este... Invit oamenii să vadă ce am făcut noi în 3 ani cu această coaliție, cu PNL, cu tot, da? Și ce a făcut PSD-ul în 12 ani. Asta Florin Negru, două lucruri pe scurt, domnule Nicușor Dan. Dacă domnul Piedone nu este un candidat redutabil sau... cum spuneți dumneavoastră, că este un fel de candidat iepure care se va retrage. De ce ați făcut public acest slide astăzi? Doar ca să vă amuzați? Nu. Care este strategia din spate, dacă tot suntem la momentul dezvăluirilor de campanie? Nu. Eu am comandat un sondaj, da, care a fost făcut la literă, adică nu e tot ce am spus acolo este corect, sociologic, cu marja de eroare, bineînțeles, pe care orice sondaj o are. Uh-huh. Și am publicat acest sondaj nu ca să-i fac un cadou unui Piedone, ci ca să arăt susținătorilor mei că suntem la 39%, acum 2 săptămâni eram la 36%, acum o lună jumate eram la 32%, ca să arăt susținătorilor mei că avem o șansă reală să câștigăm în sondajul în acesta, domnule Nicușor Dan, este și doamna Firea? Este un slide în care apare și doamna Firea? Și pe Firea? Care nu ni l-ați arătat? Da, există foarte, foarte multe alte slide-uri, da. Deci există și doamna Firea. Un slide cu doamna Firea. Dânsa este înaintea dumneavoastră sau după dumneavoastră? În condițiile în care este și Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea, ei își împart voturile și atunci eu sunt mult în față. Și dacă este doar doamna Firea și nu este domnul Piedone? Această ipoteză nu am luat-o în considerare. Vreau să vă mai întreb adică ceva, domnule Nicușor Dan. Astăzi v-a picat bugetul, mi se pare, a treia oară. Da. În condițiile în care cele două partide, PSD și PNL, vor merge împreună la Consiliul General și vor face, după toate calculele, o majoritate în Parlament, auzi, în Consiliu. Cum credeți că veți lucra cu ei în condițiile în care veți fi reales primar, dacă în momentul ăsta situația este practic fără ieșire? Nu. În momentul ăsta suntem într-un context electoral și atunci discuțiile pe care le avem sunt afectate de contextul electoral. Doi, atâta timp cât aceste două partide au anunțat că nu merg cu candidați comuni la primărie, ele vor avea fără îndoială o liste separate de candidați la Consiliul General. Deci o să avem mai multe partide. Din nou, avem experiența ce s-a întâmplat în 35 de ani de democrație, ceea ce e realitate. Există posibilitatea în care primarul lucrează cu o majoritate pe care o stabilește după câteva săptămâni de negocieri și asta e 99,5% din ce se întâmplă în localitățile, ce s-a întâmplat în trecut în localitățile din România și există varianta foarte tensionată în care primarul e în conflict cu Consiliul. Eu vreau să fiu în acord cu Consiliul, pentru că doar zilele astea am pierdut 5-6 zile vorbind de buget și n-am făcut alte lucruri pentru comunitate. Nu e ceva ce oamenii să-și dorească. Deci, indiferent care va fi conformația voturilor în Consiliul General, eu, împărțind responsabilități cu viceprimarii, o să ajungem să avem o administrație funcțională. Altfel nu se poate. Bun. Nicușor Dan, e greșit să spunem că în seara asta sunteți mai degrabă ușurat când aflați că reintră în cărți Gabriela Firea? Eu am spus din totdeauna că o să am o luptă cu candidatul PSD-ului. Acum decizia din seara asta confirmă și că și la nivelul național al celor două partide s-a constatat că votanții de dreapta nu merg către candidatul PSD-ului și atunci ne întoarcem la lupta între dreapta și PSD și alegeri într-un singur tur. Vot util, sper că oamenii să înțeleagă că trebuie să voteze candidatul cel mai bine plasat pe dreapta ca să nu iasă PSD-ul. Asta este... Ce credeți? Veți lua alegători sau veți da alegători candidatului PNL la primăria capitalei? Da, niciodată nu am făcut predicții pe ce vor vota oamenii. Numai că în alegeri într-un singur tur și vorbesc de
toate alegerile într-un singur tur, se vede că aceste alegeri polarizează și votul, oamenii dau un vot util, nu dau voturi pentru candidații de pe locurile 3-4 și atunci, în măsura în care ei se informează suficient, o să fie o splitare stânga-dreapta între primii doi candidați. Mulțumesc, Nicu Șordan, primarul general al Capitalei, candidat independent pentru primăria Capitalei. Ni se alătură Sebastian Burduja, cel mai probabil candidatul PNL pentru primăria Capitalei. Bună seara, Sebastian Burduja! Bună seara, domnule Prilipceanu, dumneavoastră și invitaților. Ce ne puteți spune despre decizia din seara asta, din coaliție? Noi știm, aproape că ne-a confirmat Lucian Romașcanu, de la PSD, că cele două partide au decis să meargă cu candidați proprii la primăria Capitalei. Dar, din punctul meu de vedere, nu se schimbă mare lucru, pentru că eu am spus de la preluarea filialei București a Partidului Național Liberal că sunt dispus să-mi asum această bătălie pentru primăria generală, fără a conta pe sprijinul altor partide. Cred că, finalmente, aceste alegeri sunt despre proiectul pentru București, despre planul pentru București cu care fiecare candidat vine în fața electoratului, despre ce a făcut fiecare în funcțiile publice. Pentru domnul Nicu Șordan, înțeleg că mai nou este sociolog. Am ascultat o lungă expunere care pare a fi mai degrabă pe tărâmul domnului Ionaș, despre polarizare, despre tot felul de calcule politice. Nu cred că despre asta trebuie să fie vorba în alegerile pentru Bucureștiul viitorului și pentru viitorul Bucureștiului, ci despre viziunea pe care o are fiecare candidat, proiectele și planul pentru un alt fel de București. Că ce au făcut cei care au fost primari în acest oraș, am văzut cu toții, de asta suntem azi unde suntem. Ajutați-ne cu câteva informații. Vă rog. Cele două partide vor merge cu candidați proprii. Dumneavoastră veți fi candidatul desemnat de PNL? Dumneavoastră veți fi candidatul desemnat de PNL? Sunt președintele filialei, deci am această răspundere. Decizia va aparține forului statutar, Biroul Politic Național. Cu siguranță va fi o analiză atentă. Îmi doresc să tranșăm această chestiune cât mai repede pentru a putea să ieșim pur și simplu în fața bucureștenilor cu planul pe care l-am gândit. De ce au fost testate celelalte nume de partidul dumneavoastră pentru primăria Capitalei? De ce Ionuț Lupescu, de exemplu? La un moment dat părea să fie varianta preferată de Nicolae Ciucă. De ce? Deci, cum v-ați simțit să se facă testele astea în ceea ce vă privește? Că presupunem că erați în comparație, nu? Da, în niciun fel, pentru că e normal atunci când vii cu un candidat comun între două partide, fără să o fac și eu pe sociologul acum, cum a fost domnul Nicu Șordan mai devreme, e normal să te preocupe ce candidat este capabil să capteze acest electorat al celuilalt partid din această coaliție. Mergem și atunci putea fi o variantă și un nume de tipul Ionuț Lupescu. Mergem pe această ipoteză în care dumneavoastră veți fi nominalizat candidatul PNL. Cu cine vă veți bate? Cu Nicu Șordan sau cu Gabriela Firea? Cu amândoi. Și cu domnul Piedone. Finalmente, asta înseamnă o competiție pe bune. Eu i-am propus domnului Nicu Șordan de câteva luni de zile organizarea alegerilor primare pe dreapta, ca să nu mai utilizeze acest narativ ieftin de tipul cine nu e cu mine este cu PSD-ul. Nu știu cât de dreapta este dânsul. Asta e o discuție pe care poate o să o facem cândva. Dar n-are motive să se teamă de o competiție onestă. Alegeri primare este un instrument într-o democrație. Cel mai bun să se bată cu candidații pe care stânga îi propune în București și sunt convins că va avea cu atât mai multe șanse să fie un primar bun pentru bucureșteni. Mergem pe această idee că veți fi doi candidați de dreapta, deși înțelegem că puneți între paranteze apartenența la dreapta lui Nicu Șordan. Dar dacă vor fi doi candidați de dreapta, asta nu înseamnă mai multe șanse pentru Gabriela Firea? De asta alegerile primare pot fi o soluție. Public l-am provocat pe domnul Nicu Șordan să accepte această soluție pentru a da dreptei un candidat foarte puternic. Nu mi-a răspuns la această invitație, poate o să-l întrebați dumneavoastră data viitoare. Sigur o să-l întrebe bucureștenii. Consider că viitorul Bucureștiului trebuie să fie axat pe dezvoltare, pe investiții,
pe crearea de locuri de muncă, pe salarii mai mari pentru bucureșteni, pentru că, din păcate, mulți bucureșteni au sărăcit în ultimii ani, asta este realitatea, și deci o viziune de dreapta este una corectă și eu mi-o asum. Important e ca bucureștenii să aibă de făcut această alegere pe baza unor proiecte concrete, nu pe baza unor argumente sociologice. Mie, domnule Burduja, Florin Negruțiu sunt. Mi este destul de greu să urmăresc ideea asta cu alegerile primare, pentru că, din câte știm, dumneavoastră v-ați comasat cu PSD-ul, nu cu Nicușor Dan. Păi iată adevărat? Că nu. Iată că nu. Dacă informațiile pe care le-am văzut la dumneavoastră în seara asta sunt corecte, Partidul Național Liberal va avea candidat propriu, Partidul Social Democrat va avea candidat propriu. Va exista o listă PSD-PNL pentru Consiliul General. Nu, nu cred că aceasta este varianta. Nu va exista nici lista comună, deci practic comasarea a picat la București. Dacă vor fi candidaturi de primar general separate, nu văd logica unei liste comune la Consiliul General. Mai am eu o întrebare. Deci, o să vă rog să comentați o declarație făcută dimineață de Gabriela Firea. Mi se pare importantă pentru că înțelegem în felul acesta cum se va desfășura campania în București. Doamna Firea, la Antena 3, spune așa. Președintele PNL București, domnul Burduja, nu are cum să vină să promită în București ceva bucureștenilor decât mințindu-i. Pentru că, încă o dată, PNL în București egal USR în București egal Nicușor Dan. Am încheiat citatul Gabriela Firea. Vă rog. Da. Cred că bucureștenii își doresc pur și simplu altceva de la această competiție, domnule Prelipceanu. După decenii de scandal, de mizerie, de țipete, de retorică stridentă, haideți să fie, sper, măcar de data asta, o altfel de competiție în care dezbatem proiectele care sunt bune pentru bucureșteni, care generează dezvoltare, pregătirea fiecărui candidat, ce a făcut în funcțiile publice, ce a reușit să lase în urmă pentru semeni. Despre asta ar trebui să fie politica și după 34 de ani de la Revoluție, cred că România intră într-o nouă etapă în care această logică ar trebui să fie. Cu atât mai mult la București, unde vorbim de un public care întotdeauna s-a manifestat pentru democrație, împotriva abuzurilor care vizau erodarea statului de drept, doamna Firea probabil și le amintește foarte bine. Deci cu atât mai mult aici funcționează și alegeri primare, dacă domnul Nicușor Dan va accepta lucrul acesta. Și o competiție așa ceva. Mai am o întrebare. Suntem deja în depășire și e important. Deci, Sebastian Burduja, sondajul pe care l-a prezentat azi Nicușor Dan, seamănă în vreun fel cu sondajele dumneavoastră? Din punctul meu de vedere nu prea seamănă, domnul Prelipceanu. Sigur că e o poză în timp. În sondajul pe care noi l-am făcut la PNL București în luna ianuarie, e adevărat, n-am testat candidați pentru că am vrut să vedem electoratul de partid, dar știm că două treimi dintre bucureșteni vor o schimbare. Nu-l mai vor pe Nicușor Dan și tot două treimi nu mai vor pe Gabriela Firea. De aceea am considerat că e de datoria Partidului Național Liberal să vină cu această a treia cale, bazată pe soluții, bazată pe o campanie onestă, corectă, caracterizată de bun simț. Mi-aș dori să văd asta și de la ceilalți candidați. Mi-aș dori să renunțe domnul Nicușor Dan la acest narativ ieftin cu cine nu e cu mine este PSD-ist. Mi-aș dori ca doamna Gabriela Firea să vorbească mai mult despre idei și proiecte și mai puțin despre alți candidați. A început campania. Și deci să dăm Bucureștiului o nouă șansă. Mulțumesc mult, Sebastian Burduja. Cel mai probabil candidatul PNL pentru primăria capitalei. Luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem stăm de vorbă cu Cristian Popescu Piedone. Rămâneți cu noi. E o seară importantă pentru că sondajele au cam schimbat calculele politice. Până astăzi ni se spunea că PNL și PSD lucrează la un candidat comun pentru primăria capitalei. Nu mai e cazul, acum lucrează la candidați proprii pentru primăria capitalei. Purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat ne-a spus deja că cel mai probabil candidatul PSD va fi Gabriela Firea, deci revine Gabriela Firea în cărți, și cel mai probabil candidatul din partea PNL va fi Sebastian Burduja, am stat de vorbă cu el mai devreme. Ce spune Cristian Popescu Piedone? Foarte important, pentru că primarul sectorului 5, candidat și a anunțat candidatura pentru primăria capitalei, apare pe primul loc în opțiunile bucureștenilor într-un sondaj pe care primarul în exercițiu, Nicușor Dan, l-a prezentat astăzi, l-a dat astăzi publicității, aveți cifrele pe ecran și Cristian Popescu Piedone e în direct cu noi. Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. S-au făcut în seara asta speculații în legătură cu candidatura dumneavoastră. Vrem să știm sigur candidați? Vorba mea e cuvânt. Și nu mă dezic de aia niciodată. Am spus, da, merg până, indiferent dacă în fața mea se prefigurează o prăpastie, merg și până la capăt, candidez. Ați văzut că sunt mari șanse să candideze Gabriela Firea. Cum vi se pare? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această normalitate, zic așa, pentru că nu trebuie, sunt două partide istorice și nu trebuie să se ascundă niciunul în spatele altuia. Unul cu un procentaj mai mic care vrea să fie salvat, altul cu un procentaj mai mare care vrea, i-a întins o mână, un colac de salvare celui mai mic. Mă refer PSD-ul mai mare și PNL-ul mai mic. Este normal ca fiecare să-și desemneze candidatul, cel mai bun îl vor decide cetățenii Bucureștiului și eu voi fi unul dintre cei care, fără lipsă de modestie, spuneau mai devreme, i-am ascultat și pe contracandidații mei, sau în special pe domnul ministru Burdujea, care spunea că fiecare are electoratul lui. Da, din păcate, pentru domniile lor, eu sunt singurul care, fără lipsă de modestie, pot să vă spun cu toată responsabilitatea, voi fi cel care cetățeanul Bucureștiului alege întâi omul, după care se va duce pe credința lui de partid. Mă refer la simpatizanți sau membrii de partid. Eu coagulez din toată sfera politică. PSD, PNL, AUR, USR și așa mai departe. Vă întreb despre Gabriela Firea, pentru că nouă sociologii ne spun că, de fapt, vă luptați pentru același electorat. Simțiți asta? Știți asta? Gabriela Firea este principalul dumneavoastră contracandidat? Nu este principalul meu contracandidat. Cine e principalul dumneavoastră contracandidat? Nu am contracandidat atâta timp cât intru într-o competiție deschis cu un partid social-liberal și îmi exprim implicarea mea într-o viitoare posibilă alegere a mea ca primar general în experiența pe care am dobândit-o în cei 30 de ani de zile. Cu siguranță că în cei 30 de ani de zile eu, Cristian Popescu Piedone, sunt reprezentantul oamenilor, cei care de 30 de ani au primit programe, proiecte, chiar de la Partidul Național Liberal, susținându-l pe actualul primar USR, Nicu Șordan, și s-au dovedit că acele programe au rămas doar simple programe și niște coloraturi pe o hârtie care a fost împărțită în timpul campaniei electorale. Cum vi se pare sondajul prezentat astăzi de Nicu Șordan? Un măr otrăvit. Eu nu cred în aceste sondaje. Este, de fapt... Chit că sunteți pe locul întâi. Da. Eu nu cred. Poate să-mi spună și că nu am contracandidat. Eu voi lupta până la capăt. Pe mine nu mă încântă să-mi spună cineva că sunt pe locul întâi și eu să-mi bag cazarma, soldații înapoi în cazarmă, mă scuzați. Nu, voi lupta în continuare ca și cum sunt pe ultimul loc. Pe mine nu mă interesează primul sau știu că este un sondaj otrăvit, de fapt care vrea să motiveze electoratul nehotărât al Bucureștiului, care nu este de nebăgat. Înseamnă vorbim undeva la 48% cei care nu și-au exprimat încă intenția de vot. Cristian Popescu Piedone, ce relație aveți cu Gabriela Firea? Că nu e foarte clar în lumina ultimelor declarații pe care... Paralel și echidistanți. Nu vorbiți? Paralel și echidistanți. Fiecare are soarta lui și fiecare va... De ce să vorbesc? N-am ce să vorbesc pentru că eu sunt președintele Partidului Umanist Social Liberal, iar este membru al Partidului Social Democrat. București. Spuneți-ne dacă există varianta, excludeți varianta unei negocieri între partidul dumneavoastră și PSD pentru un candidat comun la primăria capitalei? Excludeți? Lucrurile s-au închis în seara asta dacă se adeverește ce a spus domnul Romașcanu, că își desemnează candidații separat. La fel și eu și e foarte bine așa că electoratul de fapt se sedimentează și nu se amestecă. Liberalii la liberali, pe social-democrații la social-democrații, iar umaniștii social-liberali la umaniștii social-liberali. Despre restul, nu știu ce să spun,
pentru că nu sunt competitorii. Finala au cu siguranță, dacă erau două tururi, era a mea și al lui Nicu Șordan. Gabriela Firea este expusă din acest demers. Din păcate, pentru ea și-ar fi ales foarte bine dacă domnia sa și alegea să stea cu un loc călduț la europarlamentar, iar domnul Sebastian Burduje, i-am și spus astăzi într-o altă emisiune, că l-a susținut cu toată încrederea să-i predau ștafeta peste 4 ani de la primar general să ia această funcție după ce va trece 4 ani la primăria sectorului 1 ca să capete experiență în administrația locală. Administrația locală nu este o pură teorie pe care îi respect inteligența și gradul de școlarizare pe care l-a dobândit. Îl felicit pentru cum conduce Ministerul Energiei, dar în administrație e o metamorfoză atât de complexă care biblioteca n-are nicio treabă cu firul de iarbă. Pe cine iubesc bucureștenii mai mult? Pe Gabriela Firea, care a fost primar al capitalei, sau pe Cristian Popescu Piedone, care a fost primar în 2 sectoare ale Bucureștiului? Pe cine credeți că bucureștenii îl iubesc mai mult? Eu cred în realitatea reală și nu în cea virtuală. Eu cred că în decursul celor 30 de ani, acolo unde a participat Cristian Popescu Piedone, contrar tuturor pietrelor și toate vorbelor și absolut ce s-a întâmplat, a ieșit de fiecare de învingător într-o bătălie electorală. Nu, bucureștenii nu cred în învinși, cred decât în învingător. Ați subliniat asta odată, într-un interviu, ați spus că, din păcate pentru Gabriela Firea, a pierdut în fața lui Nicu Șordan. Asta o face perdantă. Nu pot să reiei încă un film să joci în același film care bucureștinii l-au văzut odată și au pus în comparație mandatul lui Gabriela Firea și mandatul actorului primar general. Amândoi, după părerea mea, au rămas repetenți cu brio. Vă întrebam ce fel de relație aveți cu Gabriela Firea, pentru că știți cum e, odată ce apar niște informații, zvonurile pornesc și ele. Există în acest moment zvonul cu alianța sau cu negocierea dintre partidul dumneavoastră și PSD? Ne-ați spus deja ce credeți. O negociere pentru a stabili un candidat comun pentru primăria capitalei. Dar există și varianta în care Gabriela Firea să vă roage personal. Cristian Popescu Piedone, lasă-mă pe mine să candidez. Există această variantă? Domnul Prelipceanu, vă spun cu subiect și predicat. Am spus-o astăzi toată ziua. Odată o vorbă aruncată de mine, eu nu sunt politician, sunt practician și sunt cel care susțin, de fapt, ce n-au susținut ei, să spun adevărul. Eu nu pot să mă întorc de la o vorbă. Chiar dacă aș fi vrut astăzi să susțin pe Gabriela Firea, mă voi bate cu ea și voi câștiga București. Nu nicio fel de alianță exclus. Aș vrea să vă întreb eu un lucru, domnule Piedone. Pe lista de europarlamentare, PSD-PNL, partidul dumneavoastră are candidați? Momentan s-a clarificat ce se întâmplă cu capitala. La europarlamentare am înțeles și este un lucru foarte bun dacă au rămas uniți să candideze împreună, că trebuie să spunem stop extremismului sau cum se numește extremismului și nu naționalismului, uite domnule ce lapsus am. Populismului, suveranismului. Dacă condiția va fi să vă retrageți din cursa electorală pentru a vă păstra candidații pe lista comună PSD-PNL pentru europarlamentare, o veți face? Vă veți retrage din cursa pentru București? De câte ori să spun că nu mă retrag din cursa pentru primăria capitalei, punct. Orice ar fi. V-am spus că nu mă voi retrage, indiferent, sunt președintele astăzi a partidului. Știți foarte bine și cine este președintele fondator. Orice s-ar spune și orice presiune ar face, merg până la capăt. Nu mă întorc înapoi. Orice presiune ar face cine, domnule Piedone? Pseudo visurile noastre a tuturor. Puteți să ne mai spuneți un lucru, pentru că s-a speculat foarte mult în ultimele zile. Dumneavoastră ați discutat și cu PNL și cu PSD, cu liderii celor două partide, să fiți candidatul unic. În momentul în care se căuta un candidat din afara celor două partide. Ne puteți spune dacă a existat o astfel de discuție și cine s-a opus ca dumneavoastră să fiți acest candidat?
Eu, Cristian Popescu, vă spun cu toată responsabilitatea și am termenit cuvântul responsabilitate. Nu m-am dus, nu m-am rugat, am făcut o ofertă celor două partide să aibă un candidat unic și acela să fiu eu, printr-o alianță cu Partidul Umanist Social Liberal. Și asta s-a făcut printr-o adresă scrisă din partea partidului către ambele partide, domnului președinte Ciucă, domnului președinte Ciolacu. Nu am bătut la ușa nimănui. Răspunsurile au venit nu pe surse, le-am văzut până astăzi. De aici, de astăzi încolo, scapă cine poate. Adică răspunsul e, spuneți vreastră, nu, pentru că astăzi se discută despre altă variantă. Am înțeles bine? Foarte bine ați înțeles. Bun. Ultima întrebare, Cristian Popescu, Piedone, pentru că nu mai avem timp. Din nou, când se fac calcule, înțelegem că în București, pe stânga veți fi dumneavoastră cu Gabriela Firea, pe dreapta vor fi Nicu Șordan și candidatul Partidului Național Liberal. PSD, ni se spune din nou, nu a reușit niciodată stânga să strângă suficient de mulți alegători pentru ca acest candidat de stânga să-l bată pe un candidat redutabil de dreapta. Cum o să se canibalizeze cei din dreapta, vom vedea. Spuneți-ne în cazul alegătorilor de stânga, vă rog. Domnul președinte, stimați invitații, Piedone și pe stânga și pe dreapta și în sensul giratoriu. Piedone e de la toți și de la toată lumea. Noi vorbim despre omul. Când veți spune stânga sau dreapta, într-adevăr voi avea o problemă ca primar general cu Consiliul, care nu va aparține, cu siguranță. Nu va rezulta numărul votanților mei ca primar și ca persoană, numărul votanților mei ca partid. Voi băga în Consiliul General, dar nu cât la majoritatea. Asta e cu altă discuție, să ne vedem acolo și pe urmă vom discuta și problemele politice. Mulțumesc, Cristian Popescu Piedone, este primarul sectorului 5, candidat pentru primăria Capitalei. Pauză, ne întoarcem cu comentariile. Am aflat suficient de multe lucruri, le comentăm, rămâneți cu noi. Aflăm în această seară că PNL și PSD merg cu candidați proprii pentru alegerile de la primăria Capitalei. În privința europarlamentarelor a fost ales numele care deschide lista. Este vorba despre Ramona Chiriac. Cine e Ramona Chiriac? Este șefa delegației Comisiei Europene la București. Este independentul pe care l-au căutat. După Ramona Chiriac, pe lista de europarlamentare, vor veni la paritate reprezentanți PSD-PNL. Mult mai cu miză, mult mai interesant, mult mai cu negocieri este ce se întâmplă la primăria Capitalei, după sondaje multe pe care nu le-am văzut, doar Nicu Șordan ne-a arătat astăzi un sondaj, sondajele PNL și PSD sunt nevăzute, cert este că aceste sondaje i-au convins pe liderii PNL și PSD să-și desemneze candidat propriu pentru primăria Capitalei. PSD, purtătorul de cuvânt al partidului, ne spune că cel mai probabil va fi vorba despre Gabriela Firea. Gabriela Firea este numele care se califică, ne-a spus Lucian Romașcanu, aici în direct la Digi24, iar Sebastian Burduja, PNL, ne-a spus că cel mai probabil el va fi candidatul Partidului Național Liberal pentru primăria Capitalei. Am stat de vorbă și cu Cristian Popescu Piedone, se fac deja speculații în legătură cu candidatura lui. Nicu Șordan ne-a spus în direct la Digi24 că el nu ia foarte în serios această candidatură. Este posibil ca la un moment dat, ne spunea Nicu Șordan, Cristian Popescu Piedone să se retragă și să-i lase loc liber Gabrielei Firea. Am stat de vorbă adineauri cu Cristian Popescu Piedone. De 3 sau 4 ori ne-a spus că 100% candidează și nu e doar o vorbă în vânt. În studio, Florin Negruțiu, Adrian Cioroianu, Vladimir Ionaș și de la Cluj, avem nevoie de viziunea de la Cluj când vine vorba despre această piesă de teatru a alegerilor pentru primăria Capitalei. Radu Albu Comănescu este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Imediat stăm de vorbă, rapid, tur de studio, domnule ministru. Ne, trebuie să recunoașteți, Nicu Șordan are umor, are un simț al... Nu, vorbesc foarte serios, adică stau, nu știu și de ce... Și am dat seama de asta. Domnule, are umor, domnule, ați remarcat povestea asta cu slide-urile. Păi v-am dat un slide, mai erau niște slide-uri. Părerea mea că, dincolo de faptul că pare matematician și pare, eu știu... mai rar mers la frizer, dar părerea mea că de data asta s-a jucat cu toți ceilalți.
și se joacă în continuare. Iar la PSD, acum ar fi culmea ca doamna Firea, care este în situația, ai grijă de ce-ți dorești, că ți se poate întâmpla, s-ar putea dânsa să nu mai vrea și să alerge partidul după ea. Te rugăm, Gabriela, te rugăm. Pentru că dacă într-adevăr domnul Popescu Piedone a vorbit serios și nu avem motive să-l suspectăm că ne-ar fi vândut Brașoave, atunci doamna Firea are o reală problemă și cineva o încurajează să meargă cu capul în zid. Adică, bun, am căzut de acord că n-avem pe cineva să câștige, se văd semne că am putea pierde, hai să pierdem pe mâna doamnei Firea. Și dânsa este net dezavantajată din toată povestea asta, iar deocamdată Nicușor Dan, repet, ne-a arătat o fațetă destul de interesantă. Colegii îmi spun că sursele noastre arată că astăzi nu există niciun candidat dintre cei măsurați care să-l poată întrece pe Nicușor Dan, Florin Negruțiu. Remarc astăzi faptul că comasații au un eșec înainte de comasare. Este un eșec major faptul că n-au reușit să facă comasarea în cel mai important punct electoral al verii, al alegerilor, la București. Bucureștiul este o miză simbolică. Este al doilea cel mai legitim post după cel de președinte al României ca număr de voturi. Ori dacă aici vor întâmpina un eșec la locale, asta s-ar putea repercuta asupra înțelegerii din toamnă. Apoi, sunt candidați care sunt trimiși să câștige și sunt candidați care sunt trimiși să piardă. Sondajele astea despre care vorbești tu probabil sunt pe masa lui Marcel Ciolacu și ale lui Nicolae Ciucă, dar probabil domnul Marcel Ciolacu este tentat în momentul ăsta să o lase pe doamna Firea, care își dorește atât de mult să fie candidatul PSD la București, pentru că dacă doamna Firea pierde, iar candidatura lui Cristian Popescu Piedone o va face să piardă primăria București, domnul Ciolacu își rezolvă o problemă în partid. Doamna Firea ar fi învinsă nu odată, ci de două ori de Nicușor Dan și atunci n-ar mai putea ridica pretenții să îi ia partidul. Una peste alta, mie mi se pare un lucru bun ce s-a întâmplat astăzi, pentru că dreptul acestor oameni de a alege și de a fi aleși este garantat de Constituție și este bine ca toată lumea să aibă șansa să candideze la o funcție pe care o dorește și bucureștenii probabil vor alege, cu siguranță vor alege, dar vor alege în cunoștință de cauză, pentru că fiecare dintre principalii trei candidați, și Nicușor Dan, și doamna Firea, și Cristian Popescu Piedone, au fost primari sau sunt primari. Deci fiecare vine cu un bagaj pe care bucureștenii l-au văzut. Deci nu vine din spuma, niciunul din spuma mării. Eu cred că este un lucru bun ca toți să candideze, iar bucureștenii să aleagă pe unul dintre ei. Vladimir Ionaș, nu există acum niciun candidat dintre cei măsurați care să-l poată bate pe Nicușor Dan. Probabil cele două sondaje pe care cele două partide le-au realizat la nivelul Bucureștiului, asta le-a arătat, că cu acest număr de candidați care există astăzi, niciunul nu reușește să îl învingă, susținut fiind de ambele partide, pe Nicușor Dan. Și atunci, probabil s-a ajuns la această discuție. E bine că, iată, pentru una din puținele dăți, electoratul schimbă strategia partidelor încă dinainte de momentul alegerilor, dacă de obicei electoratul își spune cuvântul atunci când merge la vot. Iată că de data asta, chiar dacă cele două partide se așteptau ca susținerea să fie mult mai mare, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și ce s-ar putea schimba în joi? De ce spuneau toți că așteaptă... Păi înțeleg că mai așteptau cel puțin date. Cei de pentru la PSD, sectoare? Datele pentru cele două pentru sectoarele din capitală. Da. Cred eu că la nivelul capitalei nu mai au ce să schimbe. Lucrurile sunt cât se poate de clare. Și adică din modul, în care, și din modul trage... în care domnul Burduja a vorbit. Nu, domnul Burduja probabil va fi, din câte am înțeles, va fi candidatul Partidului Național Liberal. Nu, mă gândeam dacă s-ar putea duce la sectorul 1, dacă are mai mari șanse. Asta ține de decizia internă a partidului, de modul în care PNL-ul și domnul Burduja vor înțelege să, nu știu, intre în această competiție. Dar la nivelul
celor două partide, mie mi se pare o decizie cât se poate de clară, că la nivelul primăriei București, cele două partide vor merge separat. Vom avea o cursă cu mulți candidați și vom vedea care va fi rezultatul, dar e clar că în momentul în care sunt mulți candidați și pe dreapta și pe stânga, primarul în funcție este, pleacă cu un avantaj. Și de unde promitea totul să fie atât de liniștit? Vom avea, măcar va fi o campanie electorală interesantă. Cum nu va fi la Cluj, că tot amintează. Domnule profesor, vor fi lucrurile line. Domnule profesor Albu Comănescu, cum vi se pare ce ați aflat în seara asta despre bătălia pentru capitală? Ce să vă spun, domnul Boc este la noi un comasat el însuși, pentru că ceea ce adună în termen de preferință electorală depășește fără îndoială 65-70% și acest lucru s-a văzut și în alegerile trecute. Dar ceea ce vă pot spune, văzut din Cluj, este faptul că nu mă miră deocamdată ascensiunea și rămânerea în poziția a lui Nicu Jordan, pentru că, să nu uităm, este un mandat de curățare. Este un mandat în care abia au început lucrurile. Acest lucru s-a întâmplat la noi la Cluj în 2004-2008. Primul mandat a fost unul de defunariotizare a Clujului, ca să spun așa, și reschimbare sau primenirea atmosferei și economice și politice din zonă. Trebuie avut răbdare, ăsta este adevărul, și ceea ce mi-ar plăcea foarte mult să văd în electoratul bucureștean este o gândire pe termen lung, care evident să fie validată în încredere, și aceasta vine totodată prin rezultatele pe care le aduce o bună guvernare la nivel local. Dar dinamica din București mă face să mă gândesc, vă spuneam săptămâna trecută, odată de absența unui contracandidat la Cluj, dar pe de altă parte, dacă la Cluj s-ar putea juca asemenea, roluri venind de aliați din partea PSD-ului, dacă PSD-ul ar susține un candidat PNL. Bun, este pură teorie, în practică nu s-a întâmplat niciodată și candidații PSD nu au avut niciodată un scor, substanțial sau consistent sau scor, ca să rămânem acolo. Deci, o asemenea dinamică locală nu aș putea o vedea la Cluj, dar e, pentru București, în orice caz, e interesant. Se poate merge mai departe, e tot ceea ce vă pot spune. Pentru democrație, pentru bucureșteni, e de preferat o astfel de variantă cu mulți candidați, partidele să intre în luptă, să intre în competiție, sau era preferată, din punctul nostru de vedere, varianta unui candidat comun susținut de ambele partide? Cum vedeți? Sincer să vă spun, e preferabil, într-adevăr, pentru democrație, pentru înțelegerea democrației, ca să spun așa, această concurență. Întrebarea este dacă electoratul bucureștean mai suportă această competiție, dacă nu i-a ajuns această competiție și mai ales o competiție care sunt convins că și-ar dori o bazată pe niște, odată, rezultate și pe niște proiecte convingătoare. Pentru că și la noi au fost, și mă tem că încă mai există excesivele tentații ale reducerii unei gestiuni locale la festivaluri, la luminițe și la mai știu ce alte momente decorative, dar lumea așteaptă soluții în genere și cu cât mai este mai mare orașul, cu atât evident sunt mai mari și problemele. Bun, dacă candidații ar veni într-adevăr cu platforme program convingătoare, și cu un discurs totuși mai integrator la nivel de comunitate, probabil că succesul ar reduce mult din disputele pe care le avem astăzi prezente în competiția pentru București. Imediat vă voi ruga să comentați o declarație făcută în exclusivitate la Digi24 de ministrul apărării. Ministrul apărării de la București nu exclude varianta trimiterii trupelor în Ucraina. Spune că mai e mult până acolo, dar de dragul reflecției merită să ne gândim la această variantă. Ce am remarcat noi este că nu exclude această posibilitate. Dar până atunci, Florin Negruțiu, ce crezi despre ipoteza lansată de domnul profesor Cioroianu, și anume că în aceste condiții Gabriela Firea ar putea și să renunțe, să spună gata, până aici, eu aș vrea să ies din această cursă? Nu văd pe Gabriela Firea să renunțe, pentru că ambiția este mult prea mare. De fapt, doamna Firea este tot o ambiție. Ne-a spus luni de zile că o cer bucureștenii, o vrea poporul,
s-a dus la partid, s-a dus la televiziune, ne-a ținut de trezire până în culcare cu candidatura care este blocată. E, se pare că această candidatură i s-a deblocat și este un lucru bun ca doamna Firea să fie lăsată să candideze. Chiar își dorește, doamna Firea chiar își dorește această candidatură, spre deosebire de alți candidați care sunt împinși pentru că așa vrea partidul. Și în cele din urmă, bucureștenii vor decide. Doamna Firea are o revanșă de luat împotriva celor care nu au votat-o acum 4 ani, să vedem dacă acești oameni vor reveni la sentimente mai bune față de dumneaei, dar faptul că toți acești candidați care își doresc să candideze sunt lăsați, au culoar liber spre această candidatură, eu cred că este o veste bună pentru democrație. Până azi aveam de fapt un tur 2. Da? Îl aveam pe primarul în funcție și cel calificat a priori prin combinații de partid pentru turul 2. E, acum avem niște alegeri ceva mai democratice decât cele pe care le aveam până acum. Se cheamă Bizanț, domnule Negruțiu, se cheamă Bizanț. Asta, apropo, la Cluj, dânșii n-au servit Imperiul Bizantin. De câte ori văd imaginea asta, domnul Ciolacu îmbrățișându-se cu doamna Firea, să știți că în Imperiul Bizantin murea un împărat, copiii începeau prin a se îmbrățișa în biserică și după ce și îngropau tatăl se omorau între ei. Vorbesc foarte serios. Asta e diferența de politică dintre ce se întâmplă aici și aparenta ordine de la Cluj. Este tradiția bizantină pe care n-are rost să o ironizăm. Este Bizanțul după Bizanț de care vorbea Nicolae Iorga și luptele acestea între mai mulți pretendenți la tronul Bucureștiului ne arată de fapt esența vieții noastre politice, în care, cum să spun, lipsa de disciplină, lipsa de fermitate uneori duce la astfel de răsturnări de situație de pe zi pe alta. Dacă vorbeam aseară, ne-am fi întrebat cine va fi candidatul Alianței. Până azi dimineață ne întrebam cine va fi candidatul Alianței. De aici supărarea Gabrielei Firea de azi dimineață. Nu, n-o subestimați nici pe Gabriela Firea. Eu nu știu dacă e într-atât de ahtiată de candidatură încât să-și permită să cadă de sus. Dacă ar spune, dragă Ciolacu, ziceai că eu sunt candidatul deocamdată, cum să spun, era vorba aia, că deocamdată e candidat. Nu știu, dacă spune, știți ce, ia mai, că mi-am adus aminte că am o treabă urgentă în familie sau am alte priorități, nu pot să știu, vedem mâine. Cifrele care se pare că i-au făcut să decidă ce am aflat în această seară, ce i-au făcut să se răzgândească pe liderii PNL și PSD sunt următoarele. Sursele noastre spun că sondajele arată că 4 din 10 alegători PSD ar vota cu PNL, dar când vine vorba despre alegătorii PNL care ar vota cu Băluță sau Firea, e vorba despre 1,5-1,7 din 10 de la PNL ar vota cu Gabriela Firea. Sunt procente extrem de mici în ambele părți, ceea ce ar crea o problemă uriașă unui eventual candidat comun. E logic să iei o astfel de decizie după ce vezi aceste date. Problema este, din punctul meu de vedere, că ar fi trebuit să știe aceste lucruri de dinainte de a deschide. O întrebare, dacă îmi permiteți, domnule Preceanu, de ce nu am cele două partide, de ce nu au mers cu Piedon? Trebuie să le întrebați pe ele. Nu știu care ar fi susținerea, de exemplu, în rândul electoratului PNL pentru domnul Piedon. Cred că electoratul PNL din București mai degrabă s-ar duce către Nicușor Dan decât către... Se poate, Dacă 1,7 din 10 electori PNL ar vota pe doamna Firea, probabil același procent ar fi și pentru domnul Piedone. Și întrebarea este, ceilalți 8,3 se duc către Nicușor Dan, că atunci ai o problemă uriașă. Da, de problemă. Pun eu o întrebare. Mi se pare că domnul Rumașcanu a zis că n-am reușit să ne tractăm electoratul. Da. Păi, în condițiile în care tu nu reușești să-ți convingi electoratul că această comasare trebuie făcută, ce șanse are această
alianță între PNL și PSD? Are, pentru că în țară lucrurile funcționează altfel. În cele mai multe dintre județele din România o să vedeți că scorul alianței va fi unul extrem de bun. Dar în București, ce privește candidații comuni? Candidați comuni nu știu dacă vor avea foarte multe locuri. Doar în București și mai știu că se discuta despre două orașe, parcă, deci nu e o chestiune mare. Aici e o altă problemă, pentru că dacă în urbanul mare vor avea doi candidați, unul PNL și unul PSD, care în campanie se vor lupta, va fi foarte greu să explici publicului când îl contrezi pe cel de la PSD, că totuși la europarlamentare, la al cincilea buletin, trebuie să votezi cu ambele partide. Da? Va fi foarte greu pentru oamenii din teritoriu să facă acest lucru. Dar Bucureștiul reprezenta miza majoră. E un proiect eșuat, comasarea asta? Da, e. Dacă decizia după două luni de discuții despre comasare este că se va merge separat, e un eșec. S-ar putea să o abandoneze, credeți? Din câte am înțeles și din gura domnului Burduja, așa domnului Romașcanu, da, e închisă povestea la București. La București. Eu nu cred că se va merge nici măcar la sectoare, că acum nu cred că la București merge într-un fel, la Primăria Capitalei, la patru sectoare merge într-un fel și rămâi cu două sectoare în care... E o decizie Suntem politică. Curioși să aflăm și comentariile liderilor celor două partide, comentarii pe marginea informației pe care ne-a dat-o Cristian Popescu Piedone, și anume că le-a scris cu propunerea ca el să fie candidatul comun. Da. Din decizia de astăzi, Cristian Popescu Piedone, înțelegând că a fost refuzat. Nu înseamnă că, într-adevăr, au ales ambele partide să aibă încredere în sondajele făcute, probabil sunt corect făcute. Cum adică să aibă încredere? Trebuie să aibă încredere. Dacă aveau încredere de acum vreo 6 luni, nu mai ajungeam în momentul acesta. Sunt și sondaje de cosmetizare, dar probabil ăsta nu au fost de cosmetizare și au fost forțați de realitatea obiectivă a cifrelor. E trist, dar uneori ajungi la concluzia, domne, nu putem să-l batem pe ăsta, ce facem? Stăm împreună să luăm bătaie în calitate de alianță? Nu pică bine. Pe când așa, hai, vom vedea ce-mi face, măcar încasează fiecare. Și un cuvânt special pentru alegătorii din București, care, iată, prin specificul lor, au făcut imposibilă o astfel de înțelegere. Alegătorii din București sunt speciali, Florin Negruțiu. Cum sunt? Capitala României. Încăpățânați. Mă rog, ei sunt mângâiați pe crește de politicieni. Alegătorii din București pot să ofere surprize la ce primari a avut orașul ăsta, te iei cu mâinile de cap. Adică n-aș lăuda foarte mult electoratul din București, cum nici nu aș fetișiza foarte mult electoratul din Cluj. Da. Acum, nu știu dacă sunteți conștienți de faptul că domnul Boc va fi contracandidat la Cluj de un deputat din PNL. Partidul Național Liberal, adică din propriul lui partid, sigur, susținut probabil de PSD și de AUR. Deci și acolo este puțin levant. Dar lipsa unui candidat la AUR la București este totuși notabil. Candidat, dar care? Lipsa unui, domnule, e lipsa unui candidat real. La eu mă așteptam la... Dar aici există un candidat din partea AUR care este să... Este domnul Mihai Enache. Da, există... Nu procent foarte. Există vreun... AUR are nevoie... Candidat AUR care ar avea șanse să pună probleme. Domnul Simion putea crea, dacă era candidatul, putea... crea probleme partidelor PSD și PNL, cum era pe alianță, dar nu a candidat. Nu avea șanse să câștige, dar rupea din electorat, avea o problemă. Vă propun în cele ce urmează.